Când vedeam în filme sau citeam în cărți SF despre aparate care ajută oamenii să se mențină tineri și frumoși, nu credeam că acestea vor deveni vreodată realitate. Însă, iată, asta se întâmplă. Ramona Bădescu face, pare se, o astfel de terapie. Am auzit că și Keanu Reeves face același lucru. Colega noastră, Beatriz Imța, este împreună cu Ramona și află mai multe. Bună, fetelor! Ce faceți voi acolo? Bun găsit, păi am zis așa, dacă Keanu Reeves o face, dacă și Ramona Bădescu o face, e musai, trebuie să încerc și eu, pentru că îmi doresc să rămân mereu tânără și frumoasă, așa cum e Ramona Bădescu. Bună! Bună, ce faci, Ramona? Bună, bună, uite ce să fac bine aici, am venit în centru de oxigenare hiperbară să mă țin în formă, să mă ajute să mă țin în formă. Fetele mele, Nicoleta și Claudia, care mă susțin și vreau să las pe Claudia să spună câteva lucruri tehnice, care este foarte important ca lumea să știe precis despre ce este vorba. Dar, în primul rând, ce facem astăzi aici? Ce vedem? O să vedem cum decurge o oxigenare hiperbară. În ce constă această terapie? În plasarea utilizatorului într-o incintă rezistentă la presiune, în cazul nostru o capsulă hiperbară monoloc de un singur loc, iar presiunea se va crește treptat până la un nivel terapeutic și se introduce aer îmbunătățit în oxigen. Păi să pornim așa în camera magică, da, eu, pentru că noi trei intrăm aici, vreau să spun că sunt 3 luni de zile de când fac acest tratament, mă simt extraordinar, este un tratament care ajută și pentru detoxificarea organismului, pentru slăbire, pentru că mărește metabolismul, așa că proba costumei vine, trebuie să fiu în formă. Așa, Nicoleta mă ajută întotdeauna când sunt aici, mă ține, are grijă de mine, pentru că, să știi, la început, vin aici, Nicoleta, te-o frumos, la început, când am venit prima oară aici, vorbind cu Claudia, mi-a spus, trebuie să intri aici, zic, mie mi-este frică, sufăr de claustrofobie, zice Ramona, intră, stai liniștită, că nu se întâmplă nimic. Într-adevăr, am și aici un aparat la care mă uit, iar locul este foarte confortabil, dar lucrul cel mai important este ajutorul care îl dă organismului, faptul de a putea să respiri acest aer îmbunătățit cu oxigen. Este extraordinar pentru că acest aer ajută la toate celulele, ajunge în organism, ți ajută tot metabolismul, toată purificarea și tot. Dar din Italia, tocmai în România, la tratamente și la proceduri din astea? Am spus eu că aerul aici în România este, dar datorită acestui tratament este extraordinar, pentru că nici în România nu sunt prea multe locuri unde există. În București este singurul, să zicem, într-o formă privată în care poți să te duci și în afară de alte locuri unde... Așa, unde pot să beneficiez de acest tratament miraculos, extraordinar și foarte, foarte sănătos pentru organism. Pentru că așa cum vezi, în afară aerul este plin de smog, nu mai există aerul de odinioară și nu trebuie să avem grijă să introducem în organismul nostru calitate, pentru că noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce respirăm, ceea ce bem. Apropo de treaba asta, ce mănânci tu, ce bei, de arăți atât de bine, că na, bănuiesc că asta e una dintre întrebările pe care o primești destul de des. Ce mănânci, de arăți atât de bine, nu? Eu sunt foarte atentă cu organismul meu, să mănânc bine, să mă îngrijesc, să arăt cât mai mult bine. Am grijă de tot. Mănânc, nu îmi vin niciodată carbohidratul cu proteinele, fructele înainte de masă, dimineața când mă trezesc, apă caldă cu lămâie. Este fundamental pentru organism ca să purifice și să arunce toate toxinele din organism. Sport, mișcare, aer, aer pur, aer curat. Să-mi spui cât mai avem înainte de a intra, pentru că vreau să arăt telespectatorilor. Este fantastic aici, este destul de mult loc, nu ca să dansezi, dar totuși e bine. Deci, este mult loc, pot să stau și cu picioarele ridicate, mai ales mă uit la, cel mai mult îmi place concertul lui Celine Dion, să-l privesc și 90 de minute mă relaxez. Am și eu grijă de... Sunt așa puțin mai egoist, am grijă de mine și de viața mea, decât să... Este important un pic de egoism
să înveți să ai. Pentru că, până la urmă, dacă tu stai bine, toată lumea stă bine. Ar trebui să te întreb eu acum ce părere are iubitul tău despre tratamentele astea pe care tu le încerci. Păi, nu l-ai făcut curios? Nu l-ai pus și pe el să încerce? Iubitul meu vine cu mine pentru că vrea să aibă grijă de mine, vrea să aibă noi. Și el a încercat și încearcă atunci când venim aici împreună la tratament. Îmi place întotdeauna să fac lucrurile împreună cu... A venit și faceți tratament, da, de terapia împreună? Terapia împreună, da, da. Deci și capsulele, da, cum sunt așezate strategic aici, vezi tu, în partea cealaltă vede el, da? Și ne uităm și ne dă... Bine, da, până la urmă ne, nu mai apucăm să ne uităm ca dormim, așa că ne simțim așa de bine aici și este relaxant, încât efectiv te lași răsfățată de un aer... care te face să te simți mult, 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 mult mai bine și mai relaxată. Ceea ce este foarte greu în ziua de astăzi, să reușești acest lucru cu stresul prin care trăim. Dar această metodă este o metodă foarte, foarte bună pentru organism și pe care eu am descoperit-o din întâmplare, vorbind cu o prietenă de-a mea, și din cauza aceasta am consider că informația este importantă să se afle, să se știe, iar lumea să știe să poată să aleagă dacă îi place. Eu stau foarte bine. Nu te mai reținem foarte mult, te Nicoleta, lăsăm să te... Rog, ce constă pregătirea? Stai să nu stai cu spate. Așa. Ce o să facem? Spun. Așa. Deci, a aplicat tubul aici, înăuntru. Așa. Ale. 90 de minute, cât durează? 60 sau 90 de minute? 60 de minute sau 90 de minute? 90 de minute. Eu dacă aș putea, Doamne, dacă aș putea, l-aș lua acasă aparatul. Deci ce să faci? Te uiți la documentar, adormi, te relaxezi, 90 de minute doar pentru tine. 90 de minute doar pentru mine. La un moment dat, dacă mai vreau, mai fac și niște abdomene. Am loc. Le combin pe amândouă. Să știi că este foarte important să îmbin sportul cu mișcarea, cu aerul curat, cu respirația și cu forma, de a te ține într-o formă perfectă. Te lăsăm, îți mulțumim, da, foarte mult și sunt curioasă cum o să fii după cele 90 de minute, cu ce tonus ești acolo. O să probezi, este fantastic. Vă pup!